dragi prieteni ai mediului, Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HB, împreună cu filialele ei, a aderat în acest an la campania Iulie fără plastic. Această inițiativă a luat start în 2011 și a fost lansată în Australia. De la 40 de participanți cu care a debutat proiectul astăzi, sunt circa 100.000 în Australia de Vest și peste 1 milion din toate țările lumii. Obiectivul principal al proiectului este de a reduce timp de o lună consumul de plastic, în special cel de unică folosință. Biblioteca Alba Iulia s-a încadrat cu succes în campania de promovare a Salvatorului Proiect. În cadrul atelierelor de creație, copiii au confecționat păcăruțe eco, pungi și pachete din hârtie. Iar în cadrul discuțiilor, dezbateri, bibliotecar a vorbit despre poluarea mediului cu plastic. Vă atenționăm că cele mai vizate deșeuri din plastic sunt diverse pungi din plastic, pahare pentru cafea, ceai, apă și sucuri, paiul, sticlele și buteliile, precum și toată varietatea de ambalaj pentru produsele alimentare și de uz casnic din plastic. Toată lumea trebuie să înțeleagă că aruncate la lumea reală, aceste produse sunt adevărate bombe ecologice pentru viitorii 400-500 de ani ai omenirii. Această campanie este pentru cei care vor o schimbare în bine, țin la sănătatea lor, a copiilor și familie. Își doresc un mediu mai curat și conștientizează pericolul încălzirii globale, care, apropo, deja se resimte. Vă propunem 10 sfaturi rapide pentru reducerea utilizării de plastic. 1. Ia cu tine pungi refolosibile atunci când mergi la cumpărături. 2. Folosește recipiente de sticlă în locul vaselor din plastic. 3. Evită sticlele de plastic pentru apă. Utilizează, în schimb, o sticlă de apă din oțel inoxidabil și apa de la robinet. 4. Evită tacâmurile din plastic de unică folosință. Încearcă să le utilizezi pe cele biodegradabile sau reutilizabile. 5. Încearcă să folosești scutece de pânză în locul celor din material de plastic. 6. Utilizează o cană de călătorie în locul cupei de plastic pentru cafeaua la pachet. 7. Folosește propriul recipient pentru mâncare la pachet în locul recipientelor din plastic sau polistiren. 8. Nu accepta paiele pentru consumarea lichidelor decât în scopuri medicinale, la recomandarea medicului. 9. Nu arunca aparate electronice în pubelele de deșeuri menajere. Reciclează. 10. La supermarket încearcă să alegi produse în ambalaj din carton sau hârtie, în locul celui de plastic. Nu renunțați și nu uitați că până și cea mai mică renunțare la plastic este un plus la rezultatul final. Mai puțin plastic consumat și un mediu mai curat. Este de datoria noastră, a civilizației contemporane, de a transforma acest iulie fără plastic în ani și decenii fără plastic. Săfanții ecologiști au bătut alarma. Să-i auzim și să le urmăm îndemnul.